Membrii unuia dintre partidele participante la alegerile din acest an semnalează faptul că la secția numărul 153, reprezentantul unui partid în biroul secției de vot a transmis în mod repetat buletine de vot dublate pentru categoria de candidatură la Consiliul Local Timișoara, fără a transmite buletinul la categoria de candidatură primar. La sesizarea realizată de unul dintre votanți, președintele secției a refuzat îndepărtarea persoanei de la împărțirea de buletine de vot, conform afirmațiilor membrilor partidului. Aceștia mai declară că există informații cum că acest tip de comportament s-ar manifesta și în alte secții de votare. Membrii partidului reclamant din județul Timiș au făcut o sesizare pe această temă la biroul electoral municipal și o plângere la adresa președintelui secției de votare numărul 153. De asemenea, partidul în cauză a mai cerut de urgență dispunerea de măsuri pentru rezolvarea acestei situații.